numele meu este Dan Tusaliu. În momentul de față coordonez unul din business unit-urile iQuest și mă bucur în primul rând că suntem un număr foarte mare astăzi aici și sper din tot sufletul să fie o seară agreabilă în care să plecăm cu lucruri frumoase și interesante de aici. O să fiu cât se poate de scurt. Mi-aduc aminte, data trecută, anul trecut, a durat puțin mai mult. De data aceasta o să încerc să fiu mai concis. În primul rând, ce ne propunem cu evenimentul de astă seară? Evenimentul de astă seară se află la 3-a ediție. Am început acum 2 ani de zile. Prima dată s-a desfășurat în Craiova și la momentul respectiv mi s-a părut o idee bună să se numească Keyboards and Mice, ceva să aibă legătură cu domeniul tehnic, cu ceea ce facem noi zi de zi. Noi am început biroul din Craiova acum aproape 4 ani de zile și încă de la început ne-am dorit să avem un eveniment în care să ne strângem cu toții sau cât mai mulți persoane tehnice din Craiova și iată că reușim să ne ținem și să avem o tradiție acum la a 3-a ediție și sper din ce în ce să fie mai bine, evident bazat și pe feedback-ul vostru. Ne dorim să dezvoltăm comunitatea locală din Craiova. Acolo apar birourile în care ne desfășurăm noi activitatea, dar după cum spuneam, prima oară s-a întâmplat aici la Craiova acum 2 ani de zile. Ne dorim să împărtășim experiențe și aici o să vin și eu cu ceva input, feedback al meu referitor la unde evoluează industria în momentul de față și tehnologia. Ne dorim să avem tot timpul colegi noi care prezintă diferite subiecte de interes pentru noi toți, zicem, deci este cumva un learning și pentru noi toți, nu suntem de meserie prezentatori. Marea majoritatea noastră avem un background tehnic și atunci cred cu tărie că e bine să ne dezvoltăm și alte abilități. Ne uităm poate la alte firme, la alte persoane care sunt poate nu foarte buni tehnici sau oameni tehnici ca noi, dar reușesc să se prezinte și să se vândă foarte bine. Și atunci credem cu tărie că putem fi și noi acolo, dar ne trebuie această experiență și să avem curajul să o facem. Ne dorim să discutăm despre tehnologii noi care apar. Este o bucurie să fim într-un domeniu care se schimbă foarte mult. Nu poți să stai destul de mult și să crezi că ceea ce faci va rămâne în continuare la fel. Și de aceea, având astfel de discuții între diferite persoane tehnice, dintre diferite firme, că fiecare firmă în orașul nostru, până la urmă, are un specific aparte, reușim cumva să aflăm ce se mai întâmplă, pe lângă discuțiile care le avem cu clienții noștri sau produsele care le scoatem pe viață. Mai mult de atât, evident, ne dorim să ne simțim și bine. O mare parte dintre noi aici ne cunoaștem, din diferite ipostaze, și partea aceasta este la fel de importantă, pe lângă discuțiile tehnice care le avem. Eu vreau să vă rețin atenția puțin în zona aceasta de sharing. Asistăm în ultimii ani la o accelerare destul de mare a ceea ce se întâmplă pe piața de IT. Noi în Craiova, în trecut vă povesteam câte ceva despre firmele din Craiova, despre beneficii, despre ce își doresc oamenii, numere și așa mai departe. Acum aș vrea să vă spun câteva lucruri și din perspectiva a ceea ce îmi doresc eu să se întâmple, văzând ce se întâmplă și pe piață în jurul nostru. Îmi doresc foarte mult să ajungem în zona aceasta de High Value Software Services, să încercăm să nu mai fim pur executanți a unor specificații primite din partea clienților și să venim noi cu valoare adăugată. Și aici cumva avem acest eveniment tehnic, mai îmi doresc ca spin-off, încă mai îmi doresc ca spin-off să avem și alte evenimente dedicate antreprenoriatului. Și mai vorbeam cu alții prieteni și colegi legat de o zonă de învățare, pe lângă parteneriatele companiilor cu facultățile, poate ar fi bine să existe și o altă metodă de învățare colaterală în care să ne implicăm noi ca oameni tehnici în oraș. Eu o să mă focusez puțin în zona aceasta de Customer Engagement Commerce. Data trecută vă spuneam la prezentare colegul meu Reru și Andreea au împărtășit cu voi ceva în zona aceasta. Nu neapărat vorbim de commerce, cât vorbim de engagement client, Customer Engagement.
Se schimbă foarte mult și o să vedem câteva detalii, cum se schimbă această interacțiune cu clienții și de ce cred eu că aici este un viitor foarte mare, este un trend în industrie și nu contează foarte mult industria. Indiferent de industrie, customer engagement-ul se schimbă foarte mult. Și o altă zonă, Adi Croitor, anul trecut, vorbea high level despre Internet of Things. O să intrăm astăzi, mă bucur că astăzi o să intrăm cumva în amănunt și o să fie unul din colegii mei care o să prezinte, pe lângă câteva detalii pe care doresc eu să vi le prezint. Deci cred că este un moment bun pentru comunitatea locală din Craiova să ne gândim puțin la focus și partea aceasta de a ne asuma și de a trece cumva la un alt nivel ceea ce facem. Am învățat destul de multe, acum putem să aplicăm și mai mult. Câteva numere, facts, ca idee, în sprijinul a ceea ce vă spuneam anterior, se schimbă foarte mult și foarte rapid lumea și domeniul nostru. Trăiesc cu impresia că în 20 de ani, poate chiar mai repede de acum încolo, societatea se va împărți în utilizatori pur de IT și cei care produc IT-ul. Pur și simplu unii o să folosească fără să știe ce este în spate, iar alții o să-l producă. Și dacă ne uităm, datele din 2000 spuneau că se produceau 3 miliarde de periuțe de dinți, nu exista social media, nu exista smartphone. Doar acum 16 ani. Ușor, ușor, într-adevăr, a crescut și numărul de periuțe, a crescut consumul, dar totodată apar noi elemente care fac să se schimbe modul cum interacționăm unii cu alții. Și o mare parte din cei de aici, cred că am prins aceste momente, și anume apare Facebook-ul, în 2005 deja avea 5,5 milioane de utilizatori. Încă nu apăruseră smartphone-ul sau iPhone. Mai înaintăm puțin, în 2010, consumul crește în continuare, dar crește numărul de periuțe de dinți, lumea poate este și mai educată, dar între timp asistăm la 570 de milioane de utilizatori de Facebook și apare smartphone. Deja 40 de milioane de iPhone-uri pe piață. Și atunci începe această revoluție, evident cu internetul a început prima oară, dar acum este la un nivel mult mai mare față de ceea ce se întâmpla când doar foloseai să transmiți date. Și aproape de zilele noastre, periuțele tot pe acolo, nu mai vorbim de milioane, vorbim de miliarde de utilizatori și am trecut la sute de milioane de iPhone-uri și 5 miliarde de telefoane mobile. Doar imaginați-vă ce înseamnă, spre exemplu, să interconectezi o mică parte din aceste dispozitive. Cam așa arată. De aceea vorbesc de customer engagement, pentru că acum există mult mai multe alte oportunități de a lua legătura cu clienții și forțele din perspectiva, nu doar a mea, deci este un studiu luat, forțele care schimbă foarte mult societatea în care ne aflăm se în zona aceasta. Demografia, călătorești oriunde, oricând, nu mai ai această barieră, oamenii își doresc cu totul altceva. Partea de globalizare, iarăși foarte importantă, aici îmi vine în minte un exemplu din cadrul firmei în care mi-aduc aminte, acum ceva ani am început să lucrăm pentru o firmă ATEC de mobile advertising, din nou, domeniul nou, au fost cumpărați de America Online, de AOL, și după aceea aceștia au fost cumpărați de Verizon, care Verizon între timp a cumpărat Yahoo. Asta ca să fie ceva în domeniul nostru, foarte concret. Deci globalizarea schimbă foarte mult în tot ceea ce facem și nu contează industria. Iar tehnologia este drive-ul din spate. Tehnologia te ajută să se schimbe firme, să se schimbe industrii, să se schimbe ceea ce facem noi zi de zi. Și ar fi interesant să facem un snapshot ce se întâmplă acum ceva ani și cum se întâmplă acum. Apucând să trăiesc acele medii în care aveai telefonul fix acasă și dacă vrea cineva să te găsească, dacă erai acasă, bine, dacă nu mai revenea după ceva ore. Acum dacă sun și nu-și răspunde cineva la telefon, nu prea ai răbdare, adică cum, într-un minut nu m-a sunat înapoi.
Și din cauza acestor factori, forțe care schimbă ceea ce facem noi zi de zi, natura noastră, ceea ce ni se întâmplă nouă, se schimbă și industriile, și societatea în care trăim și apar și noi industrii, și noi organizații. Și până la urmă vor rezista doar cei care își vor da seama de acest trend și care vor putea să se adapteze sau să vadă oportunitatea. Insist doar pe câteva lucruri. The rise of the individual, ne vrem familia pe cărțile de credit, facem poze pe Coca-Cola să apară numele nostru și ne simțim bine. Vrem totul costumizat pentru noi, vrem Netflix să fie doar pentru ce ne dorim noi. Ne dorim foarte mult, iarăși, să alegem bazat și pe experiențele altora, dar să credem că este alegerea noastră. Ușor, ușor, de fapt, noi nu mai suntem doar cumpărători de ceva, cumva suntem parte integrantă, acel stakeholder term pe care îl folosim foarte mult. The new workforce a apărut, citeam și în Cluj-Napoca, crossover. Nouă firmă de IT, mai erau și înainte, mai am și o prietenă care lucrează pentru FM și nu mai știu cum se numește firma. Mii de oameni, zeci de mii de oameni, ca și freelancer sau cum doriți, lucrez de oriunde, nu contează, din vârful muntelui și tot același salariu, ai și tot același responsabilități și task-uri de zi cu zi. Totodată, discutam cu HR managerul de la Microsoft International și au construit în Germania noul birou Microsoft pentru prima oară, deși ei sunt o creștere mare, numărul de locuri în birou este mai mic decât numărul de angajați. Lumea nu-și mai dorește neapărat să lucreze de la birou. Și mai ales generațiile care vin din urmă, cu siguranță se va întâmpla. Ne uităm la părinții noștri, vreau să aibă o repartiție bună, să înceapă undeva să lucreze și în principiu de acolo ieșeau la pensie. Generațiile care vin din urmă, nu știu, câți ani pot să stea într-o firmă dacă nu sunt motivați. Motivați cu ceea ce fac, lângă motivația salarială. Și de aceea vorbim de un smart future. Lucrurile se schimbă și cine nu e în stare să adapteze, cu siguranță va dispărea. Ca firmă, în principal, datorită acestor constrângeri și oportunități noi care apar. Modelele de business depinde de fiecare firmă, dacă le poate să le îmbrățișeze, să poate să aibă o adaptare la ceea ce se întâmplă. Vă mai spun câteva lucruri pe scurt despre zona de IoT, pe lângă Customer Engagement. Gândiți-vă la cele toate dispozitive, miliarde de dispozitive, câte date sunt pe ele și cum poți să le interconectezi sau ce valoare ar avea să poți să interconectezi aceste dispozitive. Și aici o să vin și cu niște exemple concrete. Dau un exemplu de proiect în care ai mașini industriale, textile. Am fost la un client și ziceau, da, vindem o mașină pentru industria textilă, evident foarte mult în Asia, unde Bangladesh și alte zone unde se fac haine, România, la fel, loc, costa o jumătate de milion de euro o mașină. Aceasta pentru industria textilă. Am întrebat dacă sunt conectate între ele sub nicio formă. Dacă se întâmplă ceva, trimiți omul să vadă despre ce e vorba, vede, mai vine altă dată cu piesa de schimb și așa mai departe. Gândiți-vă ce ar însemna să fie conectate aceste mașini. Să știi de la distanță ce s-a stricat, astfel încât cel puțin când trimiți, să trimiți pe cineva care știe despre ce este vorba. Asta înseamnă să poți să monitorizezi astfel de mașini extinse peste tot în lume. Și după aceea, o altă etapă foarte interesantă ar fi să poți să faci analize. Toată lumea vorbește de big data, dar să poți să folosești aceste analize, big data, în contextul firmei și cu valoare mare pentru firmă. Să poți să analizezi când, ce s-a întâmplat, care este probabilitatea să pice o anumită piesă pentru că aceea s-a stricat cel mai mult și așa mai departe. Nu mai trăim doar în locuri izolate în care de fiecare dată trebuie să trimitem pe cineva. Din această analiză, din acest big data, poți să faci modele de previziune, să știi cam când îți trebuie să comanzi o piesă, pentru că foarte probabil va ceda la aparatele care le ai peste tot în lume. Și o să mă opresc aici, pentru că o să las după aceea colegii mei să vă spună de partea de inovație, care până la urmă cine nu reușește să inoveze, cu siguranță va dispărea. Și o vedem peste tot în jurul nostru.
Sfatul meu este să aveți încredere în voi, toți cei de aici am acumulat niște experiențe foarte frumoase, solide, dar putem să facem și mai mult de atât. Călătorim foarte mult și intrând în discuții cu foarte multe companii, de peste tot, mi-am dat seama că noi românii, și la fel se aplică și pentru noi cei din Craiova, nu neapărat că suntem mai slab pregătiți decât alții, ne lipsesc niște ingrediente, care acum cred că putem să avem acces la ele. Bani pentru investiții, piață de desfacere, know-how, sunt deja foarte mulți colegi care sunt, și invers, sunt colegi sau oameni care se întorc în Craiova. Și sunt destul de multe cazuri în care oameni cu experiență foarte mare se întorc în Craiova și pot să-ți dea acces la o anumită piață sau anumite relații. Acum, despre evenimentul nostru din această seară, l-avem structurat în două zone destul de distincte, o zonă de prezentări și o zonă de, să le zicem, mese rotunde, dacă putem spune așa, round tables. Cum se va desfășura? O să avem o prezentare a colegilor Andreea, Irina și Andreea în zona de performanță web. Și dacă fac un pas înapoi, zilele acestea toată lumea vrea să se întâmple totul în web. Toată lumea vrea web application și toată lumea vrea absolut totul să se întâmple acolo. Marea majoritate. Acum ele vor aborda dintr-o altă perspectivă, înainte de a te apuca de dezvoltarea unei aplicații, să te uiți puțin la zona de performanță. Da? O să le las pe ele să detalieze. După aceea, Călin, care este doctorand și asistent în cadrul Universității din Craiova, o să ne prezinte niște detalii relevante pentru noi, cei din Craiova. Aveți grijă ce faceți. Se pot afla foarte multe lucruri despre obiceiurile și ceea ce facem noi cu aplicațiile și tehnologia din ziua de astăzi. După aceea o să avem o scurtă pauză, un coffee break, urmată de două prezentări puțin mai în zona de IoT, microcontrolere. Ciprian o să vă prezinte cum poți folosi partea de web dev sau cunoștințele de web developer pentru a programa altfel de dispozitive, vorbim aici de microcontrolere, interacțiunea cu microcontrolere, și colegul și prietenul Tibi Molnar va prezenta câteva detalii interesante despre cum o să arate lumea noastră într-un augmented reality, o realitate mixtă, reală, ireală, o să vedem exact. Tibi o să aibă și o parte de prezentare, dar după prezentarea lui o să avem un networking coffee break, puțin mai lung, și după aceea o să continuăm cu 3 round table, deci o să ne împărțim caseta și o să încerc să fiu de-a lungul prezentărilor liantul vostru. O să avem 3 round table. Eugen este Gepi, pentru noi, deci aici o să-l cunoașteți. Gepi va, să zicem, nu neapărat coordona, pur și simplu va fi moderatorul în zona de over-engineering. Rugămintea este toată lumea care participă să contribuie. Scopul este să contribuim, să ieșim cu noi idei mai bune. Marian, Bogdan și Ionuț vor modera topicul de project management. Și Tibi o să continue în zona de HoloLens, Internet of Things, prezentarea pe care o să o aibă. În mare, cam aceasta este structura. Nu o să vă mai rețin. Vă mulțumesc încă o dată pentru numărul mare. Sper să fie o seară agreabilă. Depinde doar de noi. Și cam atât. O să las colegele mele să continue. Mulțumesc frumos!